Până în acest moment, pentru dezvoltarea fermelor agricole în zonele non-montane au fost depuse 3.973 de cereri de finanțare în valoare de 163,24 milioane de euro. Odată atins plafonul stabilit din alocarea disponibilă pentru componenta non-montană din cadrul submăsurii 6.1, 153,6 milioane de euro, secțiunea de depunere a proiectelor se închide automat.